Doi frați s-au căsătorit în aceeași zi cu două femei foarte frumoase. Fratele mai mic avea o căsnicie minunată și era tare fericit, însă fratele mai mare, doi frați care țineau foarte mult unul la celălalt și se înțelegeau tare bine, au luat decizia de a se căsători cu partenerele lor în aceeași zi. Ambele femei erau foarte frumoase și cei doi frați erau tare fericiți. În ziua nunții au stat toți patru în fața altarului și întreg momentul a fost tare încântător. Toți invitații zâmbeau și erau tare încântați de cât de frumoasă era acea nuntă dublă. După nuntă, fiecare s-a mutat la casa sa împreună cu soția aleasă. Trecuse 2 ani, iar cei doi frați se înțelegeau la fel ca atunci când erau copii și se jucau în curtea mamei lor. Fratele mai mic avea o fetiță de 5 luni, iar fratele mai mare avea un băiețel de 1 an. Însă diferența dintre cei doi era faptul că fratele mai mic era tare fericit împreună cu soția și cu fetița sa, pe când fratele cel mare era mereu supărat și dezamăgit. Nu se înțelegea deloc cu nevasta lui și mereu se certau. El îi reproșa că nu face curățenie în casă așa cum ar trebui, că nu gătește prea bine, că sunt haine peste tot și că jucăriile copilului sunt mereu împrăștiate pe jos. Fratele mai mare aproape că era invidios pe căsnicia fratelui mai mic, deoarece el era foarte fericit și mereu avea mâncare bună pe masă, ordine în casă și hainele puse la locul lor. Fratele mai mare adesea îi spunea soției sale: "Nu înțeleg de ce nu poți să fii și tu ca soția fratelui meu. Când am fost la ei, copilul era îmbrăcat cu haine curate, în casă era curățenie, jucăriile copilului erau la locul lor, iar nevasta fratelui meu a venit și mi-a adus o farfurie mare cu plăcintă de dovleac. Ia cum de poate să fie atât de gospodină și tu nu poți?" Femeia se întristase cumplit și începuse să plângă. Atunci bărbatul l-a sunat pe fratele său mai mic și i-a spus: "Frate, te-am sunat deoarece sunt tare trist și am luat o decizie. Vreau să mă despart de soția mea. Nu mai rezist. Nici nu se compară cu soția ta harnică." Auzind cele spuse de fratele său mai mare, fratele cel mic i-a spus: "Frate, nu decide la nervi. Calmează-te și vino mâine la mine să discutăm ceva." Auzind vorbele fratelui cel mic, fratele cel mare s-a mai calmat și a așteptat până a doua zi pentru a merge la el pentru a-și vărsa oful. A doua zi, când a ajuns la fratele său, a sunat la ușă, iar acesta i-a deschis. Când a intrat în casa fratelui cel mic, a găsit o mizerie de nedescris. Haine aruncate peste tot, chiuveta plină cu vase, blatul de bucătărie murdar, iar pe jos erau mai multe jucării împrăștiate. Când a văzut cum arăta casa fratelui său mai mic, aproape că nu-i mai venea să intre. Dar fratele cel mic i-a spus: "Intră, frate drag, și ia loc pe canapea." Fratele cel mare a intrat și a încercat să-și facă loc pe canapea printre rufe și s-a așezat. Atunci i-a spus fratelui mai mic: "Dragă frate, dar ce s-a întâmplat în casa ta? Cum de e atâta mizerie?" Atunci fratele mai mic i-a răspuns: "Dragul meu frate, de când m-am căsătorit, în fiecare zi îmi ajut soția la treburi. Dacă ea stă cu copilul, eu fac cumpărăturile. Dacă ea face mâncare, eu spăl vasele. Dacă ea dă cu aspiratorul în toată casa, eu spăl pe jos cu mopul. Dacă ea întinde rufele, eu le adun și le pun la locul lor atunci când sunt uscate. Dacă ea se simte uneori foarte obosită, eu stau cu copilul, să poată să doarmă și ea măcar o oră. Când mi-ai spus că ești nemulțumit de soția ta, am vrut să-ți arăt că este de fapt vina ta, nu a ei, tu cu ce o ajuți în casă?" Atunci fratele mai mare căzuse pe gânduri și apoi a răspuns: "Cu nimic, doar merg la muncă și aduc bani în casă. Credeam că restul este datoria ei, nici de cum a mea." Fratele mic i-a spus atunci: "Mi-am lăsat soția să facă singură toate treburile casei o săptămână, doar pentru a-ți arăta că nicio femeie nu poate să facă totul singură. Toate au nevoie de ajutorul partenerului lor. Nu ai o soție leneșă, dragul meu frate. Ai o soție epuizată care are nevoie de ajutorul tău, mai mult ca oricând." Auzind vorbele rostite de fratele său mai mic, fratele cel mare l-a îmbrățișat și i-a mulțumit că l-a făcut să vadă lucrurile dintr-un alt unghi. A mers acasă și, în loc să-i reproșeze soției sale că este mizerie în casă, a început să facă ordine.
Zilnic îi lua soției anumite sarcini de pe umeri și în scurt timp casa lor arăta minunat. Soția sa avea acum mai mult timp și nu mai era la fel de epuizată. Îi făcea adesea clătite și plăcinte, iar casa lor era mereu plină de bucurie. Căsnicia lor a devenit armonioasă și fratele cel mare nu s-a mai gândit niciodată la divorț. Astfel, el a învățat că adevărata fericire în căsnicie vine din dragoste, înțelegere și susținere reciprocă. Când ambii parteneri se implică activ și se sprijină unul pe celălalt, casa devine un loc plin de bucurie, iar căsnicia este fericită. Morala poveștii: nu pune toate greutățile pe umerii partenerului tău. Sprijină-l de câte ori poți și în loc să-i reproșezi lucruri, încearcă să vezi cum poți fi tu de ajutor în casă și în familie. Dacă vrei o schimbare în bine în familia ta, începe întotdeauna prin a te schimba pe tine. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.